trecut bugetul municipiului Arad. Două vești, una bună, una rea. Vestea bună este că domnul primar Falcă mai candidează la un mandat pentru conducerea Partidului Național Liberal și al Arad. Îi dorim succes, viață lungă și sănătate. Am văzut că are o echipă beton. Ne bucurăm, a venit și primăvara și prin urmare toate auspiciile favorabile, luna plină este și ea. Domnul va avea tot ce trebuie ca să câștige această președinție și să continue, desigur, ce? Marile investiții, dar am putea să spunem toți, marile investiții ale municipiului Arad în cor. Din fericire, vestea proastă, de fapt, asta a fost vestea bună, vestea proastă este că astăzi s-a votat bugetul municipiului Arad în forma pe care primarul Falcă a propus-o consilierilor locali, spun veste proastă, nu fi înțeles greșit, pentru că se continuă politica șmenului la primăria municipiului Arad. Îmi pare rău că sunt atât de direct, dar asta este realitatea. Și când spun se continuă, am bază concretă pentru ce spun. În sensul că pe principiul să fie bine, să nu fie rău, dar asta pentru firmele noastre și pentru interesele de partid, mutăm lista aceea generoasă de investiții de pe un an pe altul și de fapt regăsim în bugetul de anul acesta, nici mai, nici mai puțin, decât tot investițiile de anul trecut pe care nu știm de ce, în mod misterios, primarul Falcă n-a reușit să le ducă la bun sfârșit. Este un buget extrem de solid, mă refer ca valoare. Și e foarte bine să știe cetățenii municipiului Arad că bugetul pe 2017 este în sumă de 704 milioane, 704 milioane de lei. Un buget extrem de bine structurat ca valoare. Când însă te duci și începi să răsfoiești Biblia după Falcă, încep să constați că investițiile nu numai că sunt cele de anul trecut pe care nu au reușit să le facă, dar sunt în continuare acelea care au ca destinație firmele de casă. Și am să vă dau câteva exemple, așa ca să știe și lumea de ce se duc banii contribuabili. Avem 8 milioane de lei de pildă, 8 milioane de lei, da? Pe întreținere și salubrizare spații verzi în municipiul Arad. Desigur știm cu toții că abundă municipiul Arad în spații verzi. Sigur, când ai spații verzi, ieși și plimbi cățelul. Trebuie să-l plimbi undeva pe cățelul. Da? Și atunci, achiziționăm cu numai 300, cu numai 30.000 de roli, da? 50 de bucăți de coșuri de gunoi de cu dozator, saci pentru excremente animale. Inclusiv saci de hârtie. Este o investiție, trebuie să recunoaștem pentru asta, domnul Falcă, merită să fie în continuare și primar și președinte PNL. E ok. Ce mai găsim? Găsim că luăm cu 80.000 de lei de pildă stâlpi metalici de susținerea plăcuților cu denumirea străzilor. E bine ca ardeanul să nu se piardă în Arad. Atunci trebuie stâlpi să punem plăcuțe. Mai știm că dăm 650.000 de lei de roni, da? Ca să întreținem fântânile arteziene, care și acestea abundă în municipiul Arad. Trebuie să întreținem fântânile arteziene. 650. Nu pot să întreții fântâni 650.000 de roni, oameni. 6 miliarde vechi. Despre asta discutăm. Da. E bine să mai știm că nu te poți plimba pe lângă fântâni cu cățelul, parcul de care vă vorbeam mai devreme, da? Fără să te duci la Budă. Iertați-mi din nou. Așa e. Și atunci va trebui să întreținem și să igienizăm toalete ecologice amplasate pe domeniul public cu numai 155.000 de lei. O altă investiție majoră, spun eu. De asemenea, e important să organizăm și să desfășurăm un concurs de soluții, ca să stabilim locațiile și modul de structură de afișaj stradal destinate publicității acțiunilor de cultură, sport și alte evenimente organizate de CLM Arad, da? Cu numai 50.000 de lei. Austeritate. Adică nu numai că facem, dar trebuie să ne și lăudăm. Nu știm cum și unde să ne lăudăm și atunci facem un concurs de soluții. Desigur, domnul Barbeș va avea mult de lucru, pentru că anul acesta are de cheltuit 800.000 de lei pe dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Eu sper să poată să-i cheltuie domnul Barbeș și să nu se regăsească de lume. Stați că n-am terminat. Da? Mai avem. Dacă am pus panourile, trebuie să le și putem demonta. Și atunci, ca să montăm, demontăm, reparăm, recondiționăm panourile cu hărți informaționale, nu știm exact la ce se referă hărțile informaționale, dar probabil o să aflăm cu toții prin generozitatea domnului Falcă, mai dăm 70.000 de roni.
70.000 de RON. Pentru că banii n-au ajuns pentru spațiile verzi, respectiv Universul Verde și mai știu ce alți clienți, că n-au ajuns 8 milioane de RON, întreținem grădinile publice și parcurile și zonele verzi pe care tocmai le-am plătit cu 8 milioane, cu încă 1,5 milioane de RON. Adică să mănâncă și gura oamenilor respectivi. Astăzi chiar mă exprim ușor neacademic, dar sunt pătruns de spiritul bugetului de anul acesta. Vorbim de investițiile majore ale Aradului. Acestea sunt și vilecite de aici, din buget. Hai să mergem mai departe. Mai luăm niște panouri. De ce mai luăm panouri de data asta? Sunt acelea care informează vis-a-vis de proiectele de dezvoltare și investiții din municipiu. Adică hărțile ca hărțile, dar trebuie să știm și ce a realizat primarul Falcă. Nu vă speriați, numai 157.000 de RON, 1,5 miliarde. Da? Ce mai știm? Mai știm așa, că vom amenaja peisagistic parcurile de care vorbeam, unde primăm cățelul după ce trecem pe la Bâde și pe la Fântâna Artezială. Amenajarea peisagistică pe domeniul public al municipiului Arad costă numai 50.000 de RON, adică 500 de milioane de lei. Domnul Falcă, timându-se pe listele de biciclete, îi se desumflă roata omului, e și el om. Da? Pe pista de biciclete cu 6 milioane de euro, de care știm cu toții, ca să zic. Și se duce la compresor, să umfle roata. Desigur, o să ziceți că sunt răutăcizme, nu știu dacă ați văzut compresorul, eu nu l-am. Dar compresorul pe care dumneavoastră și cu mine nu l-ați văzut, pentru că suntem răi și nu iubim Aradul, trebuie și el reacordat la ceva. Și ca să racordăm compresoarele pentru biciclete, mai alocăm 100.000 de RON. Adică, niște bănuți, ne? Suma nu e mare. Dacă stăm să comparăm faptul că tot 100.000 de lei costă și achiziționarea pradului de Crăciun, vedem că, de fapt, nu este foarte, foarte mare cheltuia. Dar, desigur, tot 100.000 de lei alocă și la sănătatea arădeană. Trebuie și omul, nu cumva, să se caute după ce se plimbă prin Arad cu cățelul, se începe la Budă și se îmbolnăvește de nervi constată în care sunt investițiile în Arad. Trebuie să se caute. Și dăm acolo. Ce dăm? 40.000 de lei ca să punem în siguranță calcanul bazei de tratament și fizioterapie. Facem un DALI ca să mărim gradul de accesibilizare a clădirilor secțiilor clinice de fizioterapie, reumatologie și interne cu 20.000 de lei. Adică sume, da? Mai facem un DALI pentru reabilitare, canalizare, curbiere, stație comunale pentru baze de tratament cu alți 20.000 de lei. Și ca treaba să fie rotundă, mai facem un DALI, tot cu 20.000 de lei, ca să reparăm acoperișul pavilionului A, secția de intern. Bine. Eu vă promit că vom discuta mult și bine pe bugetul acesta. Buget de maximă anvergură. Repet, sume foarte mari. Buget care știm cum se va finaliza pe execuție, în sensul că vom avea din nou un fond de rulment, cum zice domnul Falcă, respectiv un excedent bugetar la finele anului, excedent bugetar care anul ăsta nu-i decât 146 de milioane. 30 de milioane de lei. Dar domnul Falcă, nu știu, dar ați fost la ședința de Consiliul Local. Așa se face bugetul. Fondul de rulment, cam așa se face și în vârstă domnul Falcă o fătiuță și ne explică cum se face. Mă rog, asta așa în linii mari despre buget. N-am mai vorbit de cele 7 milioane de lei alocate la activitățile culturale. N-am mai vorbit de 7 milioane de lei la activități culturale. Mai știm cu toții că trebuie să strângem mâna vecinului cu sume consistente pe bani, pentru că altfel nu putem socializa și spiritul comunitar se duce pe apa sâmbetei și iar ești nevoit să ieși cu cățelul să te prinde unul singur, să dai în depresie. Și cei 730 de lei? Reabilitarea termică a magaziei. Acum, depășind gluma, vreau să spun că astăzi consilierii locali ai Partidului Social Democrat au mers și s-au așezat la masa de discuție, sperând că vor avea cine discuta, solicitând un consens politic pe prioritizarea investițiilor municipiului Arad. Și când spun consens politic, mă refer la faptul că e poate momentul, în al doisprezecelea ceas, să știm cu toții ce vrem de fapt să facem în acest municipiu, pentru ca arădenii să aibă un nivel de viață mai bun. Orice sondaj de opinie, orice focus grup din municipiul Arad identifică problemă cu prioritate zero, sănătatea arădeană. Și atunci, având în vedere că sunt atât de mulți bani, cu excedentul bugetar construiește două spitale noi dotate la cheie, dacă își propune lucrul acesta. Dar nu și-l propune. Am discutat cu colegii de la Consiliul Județean care
municipiu Oradea, de pildă, în bugetul aprobat pe anul 2017, alocă 33% numai de sănătate la municipiul Oradea. Și vă asigur, municipiul Oradea nu are banii pe care are municipiul Oradea în momentul ăsta. Și atunci, considerăm că este imperios necesară realizarea acestui spital. Nu mai există timp de întârziere. Și primăria are și spațiu necesar ca spitalul să se construiască, primăria are și banii necesari, măcar să începem să facem ceva. Costă 4 milioane de roni, dar documentația tehnică pentru spitalul cel nou. 4 milioane de roni. Cred că se poate lua din alte capitole total aiurea proiectate în buget și măcar să facem proiectarea pentru spital și atunci da, ne putem adresa oricui să solicităm bani pentru construcție. Dar măcar facem proiectare. Din păcate, lucrul acesta nu s-a putut realiza. Consilierii PNL au votat cu tot sufletul voșurile de gunoi pentru câini, da? Și stâlpii, ca să nu ne rătăcim în Arad, și cele trei tipuri de panouri, ca să știm ce a realizat primarul Falcă. Da? Și atunci încheie rotund, așa cum am și început. Ne bucurăm din inimă că a venit primăvara,